Deci asta este în Lima, care este capitala din Peru. O construcție care este identică cu ce am văzut în lume în ziua de... Deci în toată lumea, în toate țările. Vezi că i s-a luat cupola. Înainte a avut o cupolă foarte mare. Sunt alte poze. Asta este cum a dat în ziua de astăzi, recent. Și înainte avea această, această mare turn cu cupolă și cu și cu columne care, evident, dacă acum cineva gândește că asta a fost construită de către spanioli sau de, de, către conquistadores, cei care au cucerit America, Imperiul Spaniol, sau că a fost construită de către cei din Peru în secolul 19-20, asta fiecare are treaba lui, este identică cu construcțiile din Rusia, Australia, alte țări din America, Europa, etc. și care sunt și pe fundul oceanelor, ceea ce înseamnă că este o civilizație diferită, care a fost cândva pe pământ până prin 1800 și că ăștia primitivi care sunt bunicii și străunicii celor care suntem în ziua de astăzi n-aveau tehnica, cum o spune istoria, nu? Da, acum fiecare poate să creadă ce dorește din istorie, pentru că, până la urma urmei, toți dăm cu capul de ceva. Rusia, Rusia aici și poze vechi sau caricaturi vechi sau desene vechi, cum erau orașele mai mult cine avea? capacitățile ca să construiască, și că, că oamenii erau în război tot timpul și că mureau de foame și că nu era igienă și mai parte și mâncare. Cărți mari care priviți mâna normală a unui om și cât face cartea și sunt foarte multe, foarte multe se află într-un într loc, într-o catedrală la, în Cehia și normal cine face că este astea o rasă de oameni care mai-ți complici viața, dar dacă este o rasă de oameni uriași, Și atunci palma este proporțională, mâna este proporțională cu cartea respectivă ca să o citești cum trebuie. Deci tu ții o carte într-o mână, nu? Atunci, evident, îți poți închipui cum se construiesc. Ăștia sunt oamenii, ăștia sunt oamenii în secolul 19 și 20, nu? Asta e primitivismul din care ne tragem toți până la urmă. Deja deci, cineva nu convine să spună că eu sunt de la oraș, nimeni nu e de la oraș până la urmă, deci toți ne tragem până la urmă de la țară, apoi că, au emigrat părinții sau bunicii sau străbunicii, dar până la urmă, urmă toți venim din, din gaura Primitivismului și acum de asta am arătat, deci astea sunt pozele primitivismului absolut, veți nicio distanțare socială, pe acea vreme nu era problema cu, cu chestiile, cu chestia asta cu 19, -le, cum o spun unii și într o dată, avem clădirile astea care, asta este doar un exemplu, asta este în Chicago la expoziția din 1893, ci că au construit asta în decurs de câteva luni sau un an, foarte repede, deci ăștia, deci ăștia, ăștia au construit asta și nu doar asta și tot ce se află în Statele Unite, care nu mai există de fapt că au fost foarte multe dărâmate și distruse cu laserul și în Rusia și în Asia, asta este plină de fel ca și în America, în India și în alte, tot pământul, tot pământul ăsta, crater identic, aceleași construcții, columne uriașe, obelisc, turnuri, chestiile astea care sunt ca și antenele, statui, canale, deci nu sunt cuvinte, pur și simplu. Incubatoarele de copii, care în secolul XIX abundau, erau baby shows, erau spectacole, erau puși bebeluși și erau pus așa ca și cum ar fi la display. Deci ca și cum mergi acolo să vezi flori sau tablouri sau orice altceva și ca să îi cumperi pe bani. Asta sunt chestii care nu se prea vorbesc pentru că e normal cine se vorbea să vorbească despre faptul că erau incubatoare de infant, infanți, care oamenii care aveau bani mergeau acolo să îi cumpere ca să îi folosească pe diferite lucruri și teme. Asta este un lucru prea grav pentru marea a oamenilor, ca și cei care sunt deschiși la minte. Din nou, ăștia se vede clar că au fost aduși, că nu sunt cei care au construit aceste columne uriașe și clădiri cu cupolă și formele astea care sunt identice, cum am repet, în toată lumea și tehnica de construcție. Vă puteți închipui imaginea asta care mi-a făcut un scurt circuit în cap, un șoc, un impact, când vezi, aici vedem și uh, bălegar de cal, evident. vă Închipuiți, deci ăștia, primitivismul ăsta, absolut, chiar că erau îmbrăcați bine, dar așa într-o... Deci nu este posibil ca chestia asta, un cal care atrage o căruță din lemne, cu baligă pe stradă și așa mai departe, să fie constructorii acestor chestii care... Asta este în America și arată că zici că ești în Italia, în Imperiul Roman sau în țările arabe, în imperiile alea vechi, cum zice că se spunea că erau ăștia musulmani, Acea stil... Deci, cu alte cuvinte, este altă rasă care a fost dinainte de 1800, înainte de resetarea. A fost în secolul 17, 1600 ceva, uh, mare potop. La marele la potop, care presupun că este potopul care este scris în textele biblice, dar poate așa care sunt mai creștini, nu vor să înțeleagă multe lucruri, stau doar într-o dungă, în dunga lor. Și pe când areți poze de astea, de multe ori spunea, a, ești și tu conspira nu la care numai manipulezi informația, nu, eu doar văd niște poze care nu și-au loc în istorie și la istorie nu le înveață nimeni, la școală și atunci când le vezi, te șochează în cap și la nivel de neuroni și spui, băi, îmi pare rău, dar trebuie să fiu anti ca să, chiar dacă mă doare pe mine cu istoria și că istoria este falsă, dar asta este, trebuie care să recunosc că tot ce știu este minciună. Și incubatoarele unde din nou se cunoaște, era totul bine pus la punct, infirmierele care îngrija de copii ăștia, ăștia unde erau părinții. Erau mulți. Înțeleg că să fie doar unul sau doi pentru că aveau probleme genetice sau de naștere. Erau mulți. Am făcut un video despre cum e, templele, cum le cunoaștem ca și temple, erau de fapt fabrică genetică de ființe umane, cum arată în filme, că oamenii au făcut artificial în laborator. Și pe urmă, toți ăștia orfanii care, vă seama că nici măcar să urcau toți, toți pe trenuri și ăsta nu era health and safety, adică siguranța copilă și -așa mai departe. Era o lume primitivă și erau transportați, se vorbește, cică, la nivel oficial, dar astea sunt lucruri oficiale care sunt manipulate pe Wikipedia, 200.000 de orfani, dar nu e adevărat, pentru că numai Rusia au avut 5 milioane și în America au fost iar nu știu câte milioane, deci foarte mult se ascunde în istorie că ăștia orfanii ăștia, cine le-a fost părinții, părinților în ce război au murit sau din ce cauza au murit și din ce cauza erau foarte mulți copii și foarte puțini adulți de aia, pentru că au făcuți, practic ăștia, au fost făcuți ca să populeze lumea după resetare, după marea, 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 catastrofă sau ce a fost a fost un război, a fost o catastrofă, a fost mai multe, cine știe. Și aștia oamenii care vin după ei. Deci cum a venit, poza asta este luată cam din secolul 20 la început și ăștia generațiile următoare, cum a venit copiii celor care au fost, sau nepoții celor care au fost creat artificial, dacă vrei să iei lucrurile, primitivism absolut și sărăcie absolută, sclavi în corporațiile mari, de acolo a început sclavia omului, de fapt, în secolul 20, că trebuie să plătim tot apa și curentul și așa mai departe. Și asta este în toată lumea. Deci asta este lumea în care trăim, nu doar că România, că nu știu ce țară, așa mai departe, lumea, lumea în general, oamenii, rasa umană. Când îi vezi, îți dai seama că ăștia n-au construit nici măcar deci cel mult bătea cu ciocanul în lemn. Ce să mai spune despre alea catedrale, alea uriașe, masive, cu cupole și cu solul de fier și că se folosea energia electromagnetică infinită și energia apei, eterului și mai departe. Alte poze, asta poza care am arătat înainte împărțită în trei, Acum acum este mare ca să vezi gloria acestor construcții care la construcțiile astea și care au mai rămas pozele istorice și vezi că sunt identice cum tai așa ceva, deci cum poți să faci cu ce fel de mașini, cu ce fel de tehnică poți să, deci este o ruladă de, de cremă, cum ar veni, așa, de fapt, sunt mari bucăți de pietroi, nu știu pot să le spui altceva. Palatul de cristal din Amsterdam, care nu mai există, ci că a fost incendiat, din nou, vedeți aici ce tehnică de lucru și de transport și de, de primitivism absolut, ca să construiești asemenea, asemenea, lucruri și clădirile astea care au un fel de columnă cu triunghiul și cu vârful și cu statuile identic în toată lumea. Sunt anumite chestii care sunt particulare, cum e în India, au un pic de diferență, dar în rest este același principiu. Principiul este identic. De aceea, când oamenii se complică prea mult, când au în față istoria, sunt poze publice, dar nimeni nu face un efort ca să le Studiază chestia asta că oamenii văd ce aici este o catedrală, o biserică, nu-i adevărat, este o, o centrală, o stație de putere, cum ar veni, de extragerea energiei prin chestia asta, pe cea se inventează religia, cum că este pentru gloria lui Dumnezeu și mai departe și curios este că întotdeauna vezi drumurile de nămol, deci tu când construiești chestia asta, prima dată ai transport, nu ai infrastructură de transport, ai trotuare, ai totul pus la punct, nu găsești construcții uriașe, extraordinare și pe aceea drumurile de noroi. Când plouă, practică noți, nici măcar nu poți să te miști cu picioarele, ce să mai spunem despre roți sau alte, alte chestii. Canada, la fel, este un exemplu extraordinar, pentru că în secolul XIX, în Canada, deja exista chestia asta. Cine a construit chestia asta? Când? Dacă în 1876 deja exista în Ottawa, înseamnă că Canada au construit ăștia pe, pe rupte. Când? În 1850, pentru că Canada nu era nimeni acolo. Deci au o au de, de primitivi care dăiau cu ciocanul lemn. Dar din nou, dacă vezi lucrurile sub altă perspectivă și sub o perspectivă imperială, San Francisco pe coasta de vest a Americii, care ci că se spune că a fost un incendiu care a început de la un mic dejun care a luat razna sau a mai fost o veștine, că este o vacă care a dat uh, drumul la din Gășaala, a lovit o lampă și s-a aprins fânul și tot orașul s-a luat ars și în orașul ăsta zgrienori și așa mai departe. Deci a fost resetat cu laser și cu bombe și cu explozii și pe aceea au, au fost aduși ăștia dintr-o dată și a început o nouă populație și asta a fost în secolul 19, adică mai urmă, în secolul 20, în anul 1900 și puțin a fost incendiul ăla de la San Francisco și nu numai în San Francisco, în toate orașele americane a fost un incendiu și toate au început din cauza că cineva a aruncat lampa în fân sau chestii astea. În Asia, în țările sau în țările arabești, arabe sau în țările cu, cu religia hindusă din nou America, din o populație asta supremă care ei sunt constructorii și ei sunt cei care au făcut totul. Și asta în filme să arată cum că omul poate să fie creat artificial în tuburi, în laboratoare și de asta este un lucru care oamenii nu se accepte niciodată, cel puțin rasa asta care te înconjoară pe tine în fiecare zi, că sunt prea uh, slabi, la, slab de înger, cum spune noi. Deci este prea frică să recunoască anumite că s-ar pierde, ar nebuni. Și atunci, normal, aici este tehnologia supremă și calul care lasă balega în stradă și când vezi mărimea asta, a clădirilor, deci pietroi ăștia, că te miri, în primul rând, cum îi poți căra, deci n-ai cum să faci chestia asta cu... Dacă asta este tehnologia adecvată timpului respectiv și locul ăsta, blocul ăsta a fost construit, clădirea a fost construită înainte, cu ce tehnologie, deci cum încărcai pietrele ăștia, cum îi tăiai, cum îi transportai și au o, o mărime că te mă simt ca un păduche, ca un nimeni drum pe lângă o asemenea glorie. Și din nou, triunghiul ăsta aici și columele, lucruri faine, care când le vezi îți fac scurt circuit, vârfurile la fel cum este și în Italia și în alte zone și în Rusia și în Asia, Că tot spui și în India, la fel, lucrurile astea care ei au particularitățile astea cu, cu unghiurile astea scuțite, dar în rest este același principiu. Zici că te uiți la Europa în acești, timp, că te uiți la India sau la țările arabești, la fel ca și cum te uiți în alte zone. Turnul de apă, care, din nou, stradă de nămol, când plouă ca să poți ajunge acolo cum trebuie, liniștit și curat și cum ridici chestia asta și de ce geamurile sunt așa de mici și e, vârful trebuie să fie așa de ornamentat mai mult că spui că este un fel de stație de turn pentru extragerea energiei nu turn de apă că dacă știi că eter și apă în engleză este ether și water și atunci face mult înțeles dacă știi multe limbi să înțelegi Nu, Chicago, niciodată o mă, nu o să mă, de Chicago și alte zone ca și expozițiile universale sunt câteva Republica, adevărata Republica nu ceea ce numim noi Statele Unite ci Republica dinainte când era toată lumea Republică sau era o Republică pe toată America care era același stil și acum este distrugerea Republicii Vechi, statuia asta că este romană, dar este în America, ce căutau romanii în America, așa, din nou, chestii care pe un profesor de istorie îl doare capul, pentru că nu vrea, are chef, nu vrea să-și complice viața, pentru că așa pierde locul de muncă. Și mi se pare normal că dacă spui lucruri care sunt în afara istoriei oficiale acceptate, îți pierzi locul de muncă. Așa este și cu inginerii, și cu arhitecții, și cu istoricii, și cu uh, oamenii de știință, și cu medicii în cazul cum se întâmplă în ziua de astăzi cu chestia asta cu 19 și cu toate lucrurile până la urmă și asta este în, în Germania din nou catedrala asta care a fost construită în secolul 12-13 cu, cu ce tehnică, nu știu, când o vezi este clar că este un power station cum spun în engleză, o centrală de putere energetică sau în San Francisco că vezi că este asta în San Francisco și de unde vin ăștia, că deci că uh, pardon, în Franța asta liberte, egalitate, fraternitate, că este astea, că Franța și San Francisco să sunt identice ca și cum și cu Italia și mai departe, deci te pierzi. Pentru că până la urmă nu este, nu este Italia cu Imperiul Roman sau alte chestii, este până la urmă o civilizație care avea stilul ăsta de îmbrăcăminte și o tehnică de lucru extraordinară și poate erau chiar mai mari și mai